Ce puteți să spuneți dumneavoastră în general despre situația creată în Ucraina? Păi, eu nu mă implic în politică, eu mă implic în binefacere, implic în ce pot face la moment. Cum credeți ce ar putea să facă autoritățile locale pentru ca persoanele refugiate care rămân în Republica Moldova să fie încadrate în viața socială? Cele locale, în primul rând, trebuie să se implici prin cazare, repartizare, hrană, atât cât este posibil. Cele centrale trebuie să gândească din mers niște politici vis-a-vis de refugiați. În primul rând, calea pe care eu ales-o prin asistență socială după mine nu e chiar bună, pentru că nu vin refugiați să duc să caute asistența socială. Nici nu știu, ei trebuiau să găsească formule cu centrele, cu primare din localitate, pentru că cine știu că este primăria în localitate, altceva nimic. Deci, iată, dacă vedeți centrul ăsta, până acum a adus vreo 12.000 de prânzuri calde, dar n-a luat nicio susținere de la stat. Și încă nici nu e înregistrat, pentru că formula de înregistrare a centrelor e prea complicată. Dacă în prima săptămână au venit cei mai înstăriți și majoritatea au plecat în Europa, acum vin tot mai nevoiași, mai nevoiași, mai nevoiași. Iar ăștia nevoiași sunt fără mașini, nu pot pleca și majoritatea rămân pe loc. Iar asta este o povară prea grea pentru noi. Până când ne descurcăm cu businessul local și cu ceea ce avem noi, cu fondul nostru de rezervă, eu consider că acele resurse care încep a veni prin ONU, am auzit, care încep a veni de la Uniunea Europeană, să fie cât mai repede după anumite formule repartizate, pentru că în caz contrar riscăm să ajungem într-o situație de criză socială aici pe intern, la noi, în Republica Moldova. Până când pașii care se fac sunt buni, dar cam încetiniți. Cum credeți cum se va rezolva toată problema asta? Mă refer mai ales cu refugiații care se află pe teritoriul Republicii Moldova, care se vor afla. Eu cred că noi acum mai deschidem încă două centre de triere. Eu cred că trebuie să existe o politică cât mai balansată, coordonată, în primul rând, cu partenerii internaționali. Iar deja două săptămâni noi am ținut piept cu resursele noastre, mai departe să vină resursele externe, pentru că, în caz contrar, intrăm într-un default a nostru spiritual. Cetățenii de rând au făcut tot ce au fost. Da, dacă ați văzut acolo câteva pieciuri de murături, sunt. Cetățenii au adus ceale, și aici în spate, vedeți, sunt pături, plapumi, pierni, dar ăsta nu e nici o treime din ceea ce este, că majoritatea am dat. Foarte mult am dat. Am beneficiat doar de un grant de la guvernul român, nu grant, dar un set, deci o mașinuță cu mizeluri și lapte și smântână. Dar deja l-am realizat tot, pentru că noi paralel mai hrănim și 120 de bătrâni. Ce spun refugiații care trec pe aici? Majoritatea pleacă, dar cu încet îi tot rămân mai mult și mai mult și mai mult. Cei care merg în tranzit, pentru că ei nu se opresc în vamă, dar merg mai departe, deci deja știu de centrul ăsta, că acolo s-au... Și atât vin și mănâncă aici. Tot aici vin și mănâncă cei care sunt cazați în familie, deci din jur. Deci în familie avem cazate, s-au fost 164, numai iedineți. În satele din prejur sunt foarte mulți, de-am nu mai putem duce o evidență. În afară de asta, avem 6 centri de triere în iedineți. Noi implementăm proiectul Servicii Sociale Moderne pentru Bătrânii Vulnerabili și am zis că ar fi bine să facem puțin mai multă mâncare ca să poate cineva întreacă, tot să treacă, să-i putem ajuta. Nu ne-am așteptat la așa un flux mare de refugiați. I-am primit cu mâncare caldă, pe urmă am fost solicitat și prânzurile calde au fost solicitate și la câteva vame, la Lipcani, la Crivă. Au auzit de noi și la Otaci și la Vama Ungur, unde era foarte mic fluxul, pe urmă a început să fie foarte mare. Ne solicită în jur pe 300 de prânzuri calde în fiecare zi. Și din refugiații îi ajutăm și cu alimente, și cu prânzuri, cu haine, copiii cu jucării, avem cameră specială unde copiii se pot juca. Ce spun refugiații ucraineni despre faptul cum sunt primiți și despre ajutorul pe care îl acordați? Ei sunt foarte mulțumiți de primirea caldă. S-au dus zvonurile că moldovenii sunt proruși și adică nu ar face bine ca să vină în Moldova, dar ajungând aici primesc plăcere că sunt întâlniți cu căldură, cu un gând bun. Își dau seama de o altă realitate. Da, realitatea altfel. Ei se trupe mesaje, coordonează între ei și adică unii de la alții află de noi și
dat nici el concasă. Ce spune el despre situația creată? Foarte, cred că mi-ar avea fiecare, mi-ar avea video-uri filmate de la fața locului. Am avut chiar și copii bolnavi, 5 copii bolnavi de cancer au fost cazați la noi dintr-o clinică din Harkov. Și am ajutat două nopți, le-am găsit gazdă și după aceea au plecat la tratament pentru partea în Italia.